este vorba, o să vedeți în clipa următoare. Bună seara, bună seara! Așa, dacă este posibil, haideți să facem o coră, da? Mănânc cu mama pe mine, să nu bucuri la lume, să fii o menoșină. Organizat această situație. Dar cine? Haide să zicem. Cum credeți? Din partea cui? Frații. Aplauze! Frații și surori, ne vă iubesc. Foarte mult țin la dumneavoastră, dar nu sunt bine. E altcineva. Gândiți-vă mai bine. Nepotul. Hai, chiuniți pentru nepot. Dar nu eu.
Gândiți-vă încă mai bine. Aici apare o întrebare, întrebătoare. Adrian, amantă n-ai? Îți spun numai și de înscris. E reușor, v-ați de jucoaie. Eu glumesc. Așa, hai, zâncă o șansă. Cine mai este în afară de frați și de nepoți? Un nume, cineva, un cuplu. Un nume, cineva. Nu știu. Hai, gândiți-vă bine, bine. Ia mai și uităm Hai, aplauze și pentru cumnatul Sava. Am vrutat să vă spun cu tot voi vei, dar n-are când să vă fac surpriză. Uitați-vă că am aici o prezentare frumoasă. Și după ce o să-i dau citire, noi deja o să vedem de partea cu lui. Bine? Așa, ascultați cu atenție. În această zi de neuitat, când vă uniți sufletele în fața prietenilor și familiei, vă dorim să aveți parte de o viață comună, plină de dragoste, râsă și de momente de neuitat. Fie ca fiecare zi, seară, să fie o celebrare a dragostei voastre, crescând mai puternică și mai profundă cu trecerea timpului. Felicitări pentru această căsătorie! Aplauze! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, și împreună toată lumea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, dar cine să trăiască, Adrian și Elena să trăiască, la mulți ani trăiască. Păi mirii noștri să trăiască, la mulți ani trăiască, la mulți ani! Dragii mei, să te scut foarte, foarte mult. Vă iubesc, vă respect și vă organizat această surpriză. Așa cum ați spus și voi, de partea surorii, din partea fraților, a tuturor cumnaților, aplauze! Și din partea nepotului și a soției, aplauze, ați ghicit! Și sunt o cumnaț, așa, dragii mei, știți că tot asta a fost o eroare, mi-a spus să vă încălcesc, da? Și să o primim. Haideți acum să facem